Vă salut și bine v-am regăsit. De data aceasta o să discutăm despre defolierea roșilor și copilitul acestora. Atât defolierea, cât și copilitul sunt două operațiuni foarte importante care trebuie făcute la plantele de tomate, la roșii. Să le luăm pe rând. Defolierea presupune îndepărtarea frunzelor de la baza plantei. De ce? Motivul este acela că agenții patogeni, special fungii, se află pe suprafața solului. Cu cât plantele de jos sunt mai apropiate de sol, în momentul în care plouă sau, de ce nu, udăm, stropim plantele, stropii când vor ajunge pe pământ, vor stropi înapoi, se vor duce cu bucățele de pământ pe suprafața frunzelor. Ca de exemplu aici. Frunza asta este toată murdară de pământ. Uitați. Și atunci, odată cu apa care sare din pământ pe plantă, va ajunge și pământul cu, de exemplu, sporii de mană. Mana de la tomate se află în pământ, în sol. Și atunci sporii vor ajunge mult mai ușor pe plantă. Așa că undeva la un aproximativ 20-25 de centimetri frunzele se vor îndepărta de pe tulpină. Deci asta este defoliere. Ele se pot îndepărta cu mâna sau eu prefer folosirea unei farfece de grădină pentru a nu răni planta. Așa. 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 Aici l-am lăsat tocmai pentru a vedea mai ușor. Aceasta este o ramificație. Copilitul presupune îndepărtarea acestor ramificații. Deci la fiecare inserție a unei frunze se dezvoltă câte un copil care trebuie îndepărtat. O parte din ei am mai îndepărtat. Chiar dacă se îndepărtează odată, ei vor crește din nou. Uitați cum este acest. Ăștia sunt foarte fragezi, se pot îndepărta direct cu mâna fără a fi risc de rănirea plantei. Așa. Așa arată planta. Frunzele le vom îndepărta. Și acum, chiar dacă va ploua sau voi stropi, există risc redus să sară stropii atât de sus. Nu exagerăm cu defolierea plantelor, pentru că totuși trebuie să facă fotosinteză. Dar pe măsură ce planta crește și înflorește pe diferite etaje, cu cât inflorescențele urcă și culegem din roșii, într-adevăr putem și noi să mai urcăm un pic cu defolierea, dar nu exagerat de mult. Adică mai tăiem una, două frunze maxim. Două operațiuni foarte simple de făcut. Defolierea se face cam o singură dată, dacă nu vrem pe parcurs să mai tăiem și alte frunze, dar în schimb copilitul trebuie făcut cam o dată pe săptămână pentru a îndepărta acei lăstari. Copilitul, trebuie menționat, faptul că copilitul se face doar la roșiile cu creștere nedeterminată. Adică a căror vrej crește 2 metri, 3 metri pe toată perioada cât este cald. Roșiile cu creștere determinată sunt de obicei micuțe și ele trebuie să ramifice pentru a face mai multe inflorescențe. Deci la acelea nu se îndepărtează copilii. Sper că informațiile v-au fost de folos, iar până data viitoare, numai bine!